Psalmul 114. Faptele minunate din timpul Exodului. Când a ieșit Israel din Egipt, casa lui Iacob din mijlocul unui popor barbar, Iuda a devenit sanctuarul lui și Israel stăpânirea sa. Marea a văzut și a fugit, Iordanul s-a întors înapoi. Munții au săltat ca berbecii și dealurile ca miei unei turme. Mare, ce ai tu de fugi? Și tu, Iordanule, pentru ce te întorci înapoi? Munților, pentru ce săltați ca berbecii și voi, dealurilor, ca miei unei turme? Cutremură-te, pământule, în fața Domnului, în fața Dumnezeului lui Iacob, care preface stânca într-un lac și cremenea în izvoare de apă.